Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că guvernul va căuta să reducă excepțiile din codul fiscal care produc o gaură de zeci de miliarde de lei. Premierul a anunțat că Ministerul de Finanțe pregătește o analiză pe acest subiect. Experții se arată însă sceptici cu privire la planurile anunțate de guvern. Sunt excepții la codul fiscal de aproximativ 74 de miliarde. Este un lucru total anormal și o recomandare venită de la toate organismele financiare internaționale. Cu alte cuvinte, trebuie să revenim la un climat concurențial egal în România. S-a terminat perioada excepțiilor peste excepții. În replică, reprezentantul industriei construcțiilor, domeniu care beneficiază de facilități fiscale, cere o reducere treptată a acestora. În PNRR ne-am asumat că din 2025 aceste facilități vor scădea treptat până în 2028. Am convenit că și așa am simțit și din partea guvernului că o eliminare sau o diminuare a facilităților în acest moment ar fi extrem de nocivă pentru piață, pentru mediul investițional și pe următoare perioadă, un an și jumătate, sperăm să nu se acționeze asupra acestor facilități, urmând evident, așa cum e prevăzut și în PNRR, treptat, undeva, mai sunt încă 4 ani, undeva 25% în fiecare an să se reducă aceste facilități. Specialiștii susțin însă că tot coaliția este cea care a mărit numărul celor exceptați de la codul fiscal chiar anul trecut. Acum în România sunt cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2. Sunt oameni care plătesc impozite, oameni care nu plătesc impozite, adică 1 milion de oameni care nu plătesc impozite venit. Guvernul Ciucă, deci această coaliție cu domnul Ciolacu, inclusiv anul trecut, au extins această categorie a privilegiaților, a cetățenilor de rangul 1, care nu plătesc impozite, cu încă 300.000 de persoane. Vorbim de industria agroalimentară și de agricultură. Oamenii de acolo nu plătesc impozite pe venit și nici contribuții la asigurări de sănătate. Prin urmare, este de cascadorii râsului. Ar fi comic ca acum domnul Ciolacu să inverseze măsura pe care el însuși a luat-o prin Ministerul de Finanțe.